Culturile de cereale păioase sunt gata pentru a primi combinele. O parte din fermierii din zona de sud a județului Olt au trecut deja la treierat. Până acum a fost strânsă recolta după sute de hectare de ors. Primii care au ales să-și ducă producția la adăpost sunt micii fermieri. Ce treierați? Orzoica. Și cum e producția de anul ăsta? Suntem mulțumiți. Mai avem și alte culturi? Da, mai avem și grâu furajer, mai avem și porumb. Și cum se prezintă? Foarte bine. Treierăm orzul, care dă o producție foarte bună. Anul ăsta dă o producție general o medie de 2000 de kilograme la hectar. În județul Olt a început recoltatul la orz, în partea de sud a județului, respectiv localitățile Caracal până la Corabia. Anul acesta avem însămânțate 14.200 hectare de cultură de orz, iar la această dată avem recoltat 300 de hectare, aproximativ 300 de hectare, iar producția medie este de 5.000 de kilograme pe hectar. Specialiștii susțin că în scurt timp combinele vor lua cu asalt și lanurile de grâu. Treieratul cele mai extinse culturi înființate în județ va începe în câteva zile. Ca și la orz, sunt estimate producții medii bune. La grâu estimăm începerea recoltatului spre sfârșitul lunii, începutul lunii iulie. În cadrul județului există cultivată cu grâu suprafața de 128.000 de hectare, iar producțiile anul acesta sunt foarte bune. Estimăm producția medie 5-6 tone pe hectar. Producția de cereale păioase de anul trecut a fost una mică, fermierii susținând că diminuarea producției a fost cauzată de seceta pedologică.